De ceva timp, în intersecțiile giurgiuvene, o parte a instalațiilor de semaforizare au fost înlocuite cu sensuri giratorii, care și-au dovedit utilitatea în fluentizarea circulației. În orașul reședință de județ au rămas astfel doar 5 intersecții semaforizate, iar preț de câteva zile bune, 2 dintre ele le-au jucat feste trecătorilor. Practic, atât în intersecția dintre strada Vlad Țepeș cu Bulevardul Independenței, cât și la cea formată de Mircea cel Bătrân, Bulevardul 1907, strada Libertății și Constantin Dobrogeanu, Gherea, pietonii traversau după ureche, pentru că 2 dintre lămpile pentru pieton la fiecare intersecție nu funcționau. De astăzi, de dimineață, problema fusese remediată, dar numai într-o intersecție, cea din vecinătatea parcului alei, continuând să ne mulțumească pietonii. Ați sesizat că nu funcționează semafoarele pentru pietoni? Da, am sesizat, dar ce puteți să facem? Cum vă orientați? În raport de caz, când vine mașini, din dreapta, din stânga. Ați remarcat ce culoare are semaforul aici? Nici o culoare. E normal, trebuia să fie verde pentru pietoni. Aici suntem în Giurgiu și deci probabil până nu se întâmplă un accident ceva, e ceva de nedescris. Surpriza plăcută de astăzi de dimineață, când am remarcat funcționarea corectă a semaforului de la intersecția Bulevardului Independenței cu Vlad Țepeș, sperăm să se repete și în următoarele ore, astfel ca nemulțumirile trecătorilor prin preajma parcului alei să dispară. Se elimină cu certitudine în acest fel orice risc în care să fie implicați pietoni.